acolo deasupra pe stâncă am găsit rucsacul, probabil s-a pus, s-a odihnit și a căzut. Și a ajuns în locul în care este acum. Persoana găsită decedată pe 19 mai în masivul Bucegi a fost identificată, fiind vorba despre un bărbat de 70 de ani din comuna Pișcolt, județul Satu Mare, a informat joi Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. Din primele verificări, nu pare să fi fost victima vreunei infracțiuni. Bărbatul nu fusese dat dispărut. Familia știa că este plecat la tratament. Acesta plecase de acasă în data de 4 mai, iar familia s-a alertat când a apărut știrea cu un cadavru găsit, mai ales că bărbatul era pasionat de munte. Salvamont Sinaia informa pe 19 mai că a fost găsit cadavrul în descompunere al unui bărbat în zona Valea Zadelor. Asupra persoanei decedate descoperite în apropiere de cabana Miorița s-au găsit un bilet de tren, dar și pastile și băuturi alcoolice.